Rotarienii slătineni au avut parte de momente speciale alături de un prieten drag al clubului. Guvernatorul Rotary al districtului 2241 a participat cu mult entuziasm la întâlnirea cu o parte din echipa selectului club din Slatina. Nu am decât cuvinte de laudă. Colegii de la Slatina, eu fiind din Râmnicu Vâlcea, mi-au fost foarte aproape și ne cunoaștem de foarte mult timp și nu este prima mea vizită la acest club. Chiar la foarte multe activități extra Rotary. Ne-am întâlnit, concurs de pescuit și alte întâlniri prietenești. Așa că întotdeauna am fost bucuros să mă aflu în mijlocul lor. Freddy este și prietenul nostru. El este anul acesta guvernatorul districtului Rotary, din care și clubul nostru face parte. Îi mulțumim din suflet pentru vizită. Date fiind condițiile actuale, este prima întâlnire fizică, respectând fără discuție normele de distanțare. A venit să ne prezinte tot ce înseamnă activitatea districtului și să ne felicite pentru activitatea clubului nostru. Clubul nostru este un club destul de mic, dar ne străduim în fiecare an să facem cât mai multe activități. Guvernatorul i-a felicitat pe membrii clubului slătinean pentru implicarea de care au dat dovadă încă de la începutul acestui an, în susținerea cadrelor medicale din Slatina prin donații de viziere, măști și dispozitive medicale pentru monitorizarea pacienților COVID. La ora guvernatorului au participat și inimoși tineri din cluburile Interact și Rota Kids Slatina, care și-au prezentat cu mândrie proiectele. Majoritatea activităților s-au desfășurat individual, fiecare de acasă a contribuit așa cum a putut. Întâlnirile le-am desfășurat de asemenea online. Am făcut o clasă pe Classroom, unde am discutat și am stabilit la ce noi activități urmează să participăm. Cred că cea care a transmis un mesaj cel mai puternic a fost o activitate în care cu toții am făcut niște desene sugestive pentru pandemie, în care eu cel puțin am pus în paralel viața dinainte de COVID și cea de după și cu toții am încercat să contribuim și să ne desfășurăm activitatea în regulile care au fost impuse. Pandemia de coronavirus nu va reuși să afecteze determinarea și entuziasmul membrilor clubului Rotary Slatina de a realiza proiecte pentru semeni. Sunt pregătiți oricând să pună în practică noi campanii sub deviza a servi mai presus de sine.